Salutare! Mă îndrept spre casă, sunt în Timișoara și mă grăbesc un pic să ajung ca să apuc să-mi fac bagajul, însă fac video-ul ăsta pentru că vreau să vă arăt ce zi frumoasă este astăzi și mai mult decât atât am niște idei pe care vreau să ți le spun în urma experienței la care am luat parte în weekendul trecut, când am fost cu Pera în Alpha Camp. Am avut câteva conștientizări puternice și vreau să ți le dau și ție. Una dintre ele este că e imperios necesar să înțelegem că nu suntem rupți unii de ceilalți, că suntem vibrație, că suntem energie, că universul este vibrație și mai mult decât atât, mi-am dat seama că de foarte multe ori suferințele noastre își au cauza în sentimentul de separare, de izolare și primii de care ne izolăm sunt uneori poate chiar familia noastră, bunicii, părinții care credem, simțim poate că nu ne-au oferit iubire așa cum aveam noi nevoie, să spunem, și atunci tindem să ne înverșunăm sau tindem să ne izolăm. Însă calea spre a ne elibera, dacă vrei, și calea spre a te vindeca este să îți onorezi părinții. În ordinea asta firească a lucrurilor există străbunii noștri, există bunicii noștri, există părinții noștri și apoi noi. Și indiferent de felurile în care ei te-au rănit, pentru că cu siguranță că poate ai avut experiențe în care nu te-ai simțit iubit sau aveai nevoie de un anumit grad de afecțiune, de atenție, de validare, da? Se întâmplă poate să nu le fi primit și poate că ai dus cu tine o înverșunare și o lipsă de iertare. Însă ce face asta este că nu te ajută să mergi mai departe și în niciun caz nu te ajută să te eliberezi. Așa că îndemnul meu pentru tine este și vine în urma unui mail de la o cititoare care spunea că n-a vrut să facă meditația 4 din programul Iubirea de Sine, meditația despre iertare, de frică să nu cumva să ierte persoana care i-a greșit. Și m-a dus cu gândul foarte mult către zona asta de înverșunare pe care o purtăm față de oamenii care credem noi că ne-au greșit și inclusiv față de părinții noștri. Iar prima cale spre a readuce echilibru în viața noastră și calmul și pacea interioară este tocmai contraintuitivă și anume ține foarte mult de iertare și de acceptare. Să poți să ai capacitatea de a ierta nu te face un sclav al celuilalt și nu te face un om slab, ci mai degrabă te face un om puternic și un om liber, pentru că ți-ai luat acea piatră de pe inimă. A ține de ceva care doar îți face rău este o formă de autodistrugere, da? Și atunci forma de a te elibera este de a ierta și a merge mai departe. Asta nu înseamnă că trebuie să stai lângă persoana care te rănește în mod constant, să spunem, nu știu, persoana care te abuzează sau care îți face rău și simți că nu ești bine în preajma sa, însă este imperios necesar să ne onorăm părinții dacă despre ei este vorba și cu ei simțim că avem o luptă de dus, să ne onorăm străbunii, să acceptăm că nimeni nu ne rănește fără voia noastră și că nimic nu se întâmplă întâmplător, ci avem de înțeles niște lecții și să practicăm iertarea, care este un proces și nu este un sistem tip McDonald's, dacă vrei, da? Te pup! Vreau să mai arăt încă o dată ce frumos este și ce soare. Îți urez o zi minunată și lasă-mi un mesaj și spune cum ți s-a părut conceptul din acest video. Te pup!